Caz hilar pe o șosea din România. Un tânăr care a fost implicat într-o ceartă în trafic a încercat să intimideze pe ceilalți participanți, lăudându-se că este polițist și arătându-le o falsă legitimație. Ghinionul lui a fost că unul dintre cei pe care amenința era chiar om al legii, dar în civil, pentru că se afla în timpul liber. Un bărbat este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale după ce s-a dat drept polițist. Asta după ce s-a comportat agresiv în trafic și a arătat o legitimație și o insignă falsă cumpărate de pe internet unui polițist aflat în timpul liber. Un polițist reșițean care mergea sâmbătă împreună cu familia cu mașina personală a observat că un autoturism încerca să-i blocheze drumul, șoferul acestuia având un comportament agresiv în trafic. La un moment dat, după mai multe manevre de frânare și accelerare bruște, mașina din spate l-a depășit și s-a oprit pe mijlocul benzii, blocându-i calea, iar din ea au coborât doi bărbați, unul dintre ei prezentându-se ca fiind polițist în alt județ și arătându-și polițistului reșițean o legitimație și o insignă care nu aveau în semnele poliției române. Legitimația și insigna prezentate au fost achiziționate de pe internet. Din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul care s-a prezentat în mod fals ca fiind polițist are 35 de ani, domiciliat în comuna Doclin, județul Caraș-Severin, iar legitimația și insigna prezentate au fost achiziționate de pe internet. Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru comportament agresiv în trafic, fiindu-i reținut permisul de conducere pentru 30 de zile. De asemenea, el este cercetat penal pentru uzurparea de calități oficiale, relatează realitatea.net.